Bună! Bine ai venit pe canalul meu. Eu sunt Alexandra Stroie, sunt wellness coach, iar în această perioadă fac un jurnal despre procesul meu de transformare. Procesul de transformare a obiceiurilor de alimentație și de stil de viață și procesul meu de transformare fizică, pentru că vei vedea împreună vom slăbi aproximativ 20 de kilograme. Despre de astăzi este despre cum am slăbit 35 de kilograme. Cum am ajuns la greutatea de 97 de kilograme și obezitate morbidă, ai aflat deja în videoul anterior. Dacă nu l-ai văzut, te invit să-l urmărești. Acum 8 ani de zile, fix acum 8 ani de zile, am decis să mă alătur unei comunități care promovează stil de viață sănătos și activ. Acolo am cunoscut persoane care m-au ajutat să înțeleg ce stil de viață trebuie să am pentru a putea să-mi ating obiectivul acela de a slăbi 35 de kilograme și de a fi într-o formă bună, de a-mi recăpăta sănătate. În acel centru wellness cu 97 de kilograme, aproximativ 96,5, cu toate speranțele de a mai slăbi distruse, pentru că nu reușisem să slăbesc în toți anii anteriori, da, și istoria o ai în videoul trecut, alăptând, da, băiețelul meu avea deja 2 ani și 4 luni și eu îl alăptam. Aveam speranță, chiar nu aveam speranță că voi slăbi. M-am alăturat acelei comunități pentru că mi-a plăcut energia lor, pentru că mi-a plăcut tinereța lor, m-au atras cu această poftă de viață pe care o aveau și pe care eu nu mai regăseam la mine, dar care îmi plăcea. Pe care îmi plăcea și pe care eu o aveam înainte de a mă îngrășa. Pe mine așa m-a influențat surplusul de greutate. Mi-a luat tinerețea. Surplusul de greutate mie mi-a luat tinerețea și pasiunea de a trăi, de a fi eu. Pentru că nu mai puteam să mai fac multe lucruri pe care le făceam înainte. De exemplu, eu nu puteam să mai merg pe tocuri. Nu puteam să mai îmbrac pantaloni mulați. De fapt, nu mai aveam blugi. Puteam pantaloni din ăștia, gen de stofă, dar nu erau de stofă. Na, pantaloni de doamnă, mai în vârstă. Deci aveam 24 de ani. O să las aici niște poze cu mine din perioada respectivă, să vedeți exact cum mă simțeam și cum eram atunci. Cu asta m-au câștigat, cu cheful lor de viață, cu energia lor, cu buna dispoziție pe care o aveau. Și m-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit de ei, m-am îndrăgostit de mediu, de rezultatele pe care le ofereau. Rezultate, oamenii de acolo slăbeau, se simțeau mai bine, aveau mai multă energie, îmbunătățeau digestia, adică erau foarte, foarte multe rezultate și asta era plăcut, asta era frumos și îmi dădea și mie curaj. Eu nu aveam curaj să încep, pentru că aveam tot felul de conversații în minte. În primul rând, la vremea aceea, vreau să spun sincer că nu aș da nici măcar 2 lei pentru mine. Eram atât de jos eram cu stima de sine, atât de jos eram cu lucrurile pe care să le fac pentru mine, încât nici măcar asta nu eram dispusă să fac. M-a determinat pe mine să continui a fost rezultatele pe care le-am avut încă din prima săptămână am slăbit 1,5 kg, iar aici pe ecran voi pune poza mea cu primul meu 1,5 kg dat jos, să vezi ce zâmbet mare aveam, pentru că eram atât de fericită, prima dată în viața mea eu slăbeam și nu mă mai... Vreau să spun ce a fost foarte important și foarte decisiv atunci când am slăbit 35 de kilograme. În anul respectiv, practic, am învățat serios să beau apă. Dacă învățasem și înainte, acum deja
se construia obiceiul și un mic dejun, ceea ce este fenomenal. Asta era, de fapt, întrebarea mea cea mai mare. Ce mâncăm la micul dejun? Pentru că am găsit un mic dejun echilibrat, nutritiv, care m-a ajutat foarte tare. De fapt, asta este cheia și secretul, vă spun. Ce mai contat foarte tare a fost sprijinul comunității. Pentru că deja eram o gașcă de tineri, entuziaști, persoane care își îmbunătățeau stilul de viață, alimentația și mai mult de atât, pentru că eram însetată de a învăța, eram însetată de a mă implica, eram și după acei 2 ani de stat acasă cu bebe. Și nu căutam ceva, o activitate. Am ales să mă alătur comunității și să învăț. Să învăț, în primul meu gând, a fost să învăț pentru mine cum să mănânc sănătos, să învăț pentru mine să o mențin pe termen lung, pentru că mai înțelegeam un lucru, ok, slăbesc. Și asta este minunat. Dar ce fac apoi? Toate faptul că slăbesc și pe fiecare om pe care îl întâlneam, chiar dacă îl cunoșteam sau nu îl cunoșteam dinainte, îi spuneam că eu sunt în proces de slăbire și că am slăbit și că mă simt foarte bine și că sunt foarte energică și eram entuziasmată ca un copil mic. Știți cum sunt copiii mici atunci când le cumpere o jucărie nouă? O arată tuturor și merg cu ea prin parc și vor să se laude și sunt fericiți. La fel eram și eu, eram un copil mic care avea o nouă jucărie. Iar jucăria asta nu era noul meu stil de viață, ca să spun așa, da, ceea ce mai târziu a devenit stilul meu de viață și mă bucur atât de tare că vorbesc despre asta, că nu vă dați seama, am o grămadă de idei în minte pe care vreau să le spun, dar încerc să le spun structurat ca să aduc și valoare în viața voastră, pentru că, da, mie îmi place să vorbesc despre asta. Și sunt fericită că am întâlnit acea comunitate și că am primit acea oportunitate la momentul respectiv și am să-i mulțumesc tot timpul lui Floris. Dar trebuie să fiu și structurată pentru voi, da? Clar, gata, energia. Ok. De aici a venit decizia de a deveni antrenor wellness, din această bucurie că eu am reușit. Și bucuria asta a apărut încă de la primul kilogram și jumătate dat jos. Nu s-a mai terminat niciodată. Încă o simt foarte tare și eu nu să plâng acum, sinceră să fiu. Dar, da. Îmi păstrez și voi trăi totdeauna cu această bucurie pentru că a fost. Cred că cel mai important prag. Ca să spun așa, din viața mea, cea mai importantă treaptă pe care am urcat. Chiar a fost cea mai importantă treaptă din viața mea. Și voi vorbi întotdeauna cu bucurie și cu fericire despre asta. Înainte de pandemie chiar vorbeam mult despre asta la club și să știți că da, de multe ori îmi dădeau lacrimile. Pentru că înainte să întâlnesc această comunitate, au fost 7 ani în care eu am purtat supus de greutate, în care m-am simțit bătrână, în care, sincer să fiu, simțeam, cred, că se pune de la perioadă la perioadă, de la an la an, care trece, se pune câte o lopată de pământ pe mine. Iar după sarcină, deja lucrurile deveniseră și mai rele, pentru că mă durea foarte tare spatele, oboseam foarte repede, nu mai aveam acel tonus bun pe care l-am avut înainte de sarcină. Eram foarte îngrijorată de faptul că poate nu voi putea să îmbătrânesc sănătos, astfel încât să fiu alături de copilul meu. Și perioada lui adult. Adică, ok, să zic că l-am făcut de tânără și aveam 22 de ani când am născut. Și astea erau gândurile mele la vremea respectivă. Dar poate că la 50 de ani, când na, o să fie și el aproape de 30, eu nu o să pot să mai fiu acolo atât de activă și atât de în forță, încât
nu știu, să mă bucur de el, de viață, de realizările lui, de... În fine, erau foarte multe gânduri de genul ăsta în mintea mea la momentul respectiv și foarte multe stări. Nu așteptam să... Nu vreau să se întâmple asta, dar voi lăsa așa. Pentru că asta este realitatea mea. Asta este energia pe care o am acum în înregistrez. Și... poate la un moment dat cineva care are nevoie să înțeleagă, care are nevoie să iubească, să înțeleagă, care are nevoie să lupte puțin mai mult pentru viața lui, poate va fi impactat de aceste cuvinte. De mine, acum cum sunt. De emoția mea. Dar da, a fost cel mai frumos moment. A fost cel mai important. Cel mai important punct pe care l-am avut, pentru că a fost momentul adevărat de decizie, dacă astăzi, în perioada asta, decid, măi, mă ridic din depresie și mă apuc de treabă, serios acum, Alexandra, ai experiența 35 de kilograme slăbite, ai experiența a ani de zile în care te-ai menținut și acum că a venit o pandemie, și ai stat mai mult în casă și te-ai îngrășat 10 kg, ce o să faci? O să aștept să mai vină încă 15 peste tine, să ajungi la loc? Acum este altfel, pentru că știu cum, știu că se poate. Am toate uneltele posibile, dar la momentul ăla, atunci mi s-au oferit toate uneltele. Ăla a fost momentul în care a venit cineva și mi-a spus, poți. A venit cineva și mi-a spus, voi fi alături de tine. A venit cineva și mi-a spus, nu te fi singură, vom călători împreună. Și așa s-a întâmplat. Prima dată a fost cineva alături de mine. Floris și Bogdan au fost acolo tot timpul. Și atunci când a trebuit să ne bucurăm și să ne îmbrățișăm și să fim fericiți pentru fiecare kilogram pe care l-am slăbit. Și atunci când eram tristă pentru că n-am mai slăbit sau pentru că slăbesc mai greu sau pentru că ceva s-a blocat. Deci au fost alături de mine, au fost întotdeauna acolo. Și asta este un lucru minunat. Este un lucru care nu ți se întâmplă oriunde. Care poate că toate înseamnă și familie. Cred că aveam nevoie puțin să mă descarc. Sau să trăiesc emoția asta. A fost cel mai important lucru care mi s-a întâmplat. Și consider și voi considera întotdeauna că a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau în viața asta. Au fost persoane foarte importante pentru mine care nu m-au susținut nici atunci când am început. Pentru că erau la modul, da, ce trebuie ție să faci chestia aia, uite, ai un copil de crescut, lasă că de ce trebuie să slăbești și toate lucrurile astea. Adică eu aveam toate aceste probleme acasă și toate aceste reproșuri despre faptul că acum încep să fac ceva pentru mine, despre faptul că acum încep să fac mișcare, despre faptul că acum încep să mă alimentez mai sănătos sau să fac niște schimbări. Sau erau situații în care spuneam, măi, uite, aș vrea să mâncăm neprăjit sau aș vrea să mâncăm cu salată sau aș vrea să mâncăm pâine integrală. Și, a, da, nu-ți mai place pâinea albă, că mai țin-te când erai mică și mâncai câte două pâini pe zi? Păi normal că mâncam două pâini pe zi, că nu știam mai mult de atât. Da? Dar am dreptul să învăț și să evoluez. E, și atunci, toate aceste reproșuri, practic, erau niște atacuri morale și psihologice atât de mari pentru mine, încât, uite, vezi cât de mult a contat acea comunitate, încât în momentul în care vorbesc despre asta și mi-amintesc, plâng. Pentru că, da, este cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat și voi spune asta întotdeauna și cred că adevăratul lucru care fac aceste înregistrări este ca să spun despre asta. Despre faptul că, uite, mi s-a întâmplat ceva atât de minunat și poate o să ți se întâmple și ție. Ai încredere că poate ți va întâmpla și ție. Și categoric, oamenii care vin alături de mine și care se leagă de mine, așa cum am legat eu de Flori și de Bogdan,
vor primi același lucru, pentru că îmi doresc să ofer asta mai departe și îmi doresc să le dau oamenilor toată dragostea și tot sprijinul meu, ca și ei să trăiască bucuria pe care eu am trăit-o și pe care eu o trăiesc în fiecare zi, pentru faptul că am cu 35 de kilograme mai puțin, sau ok, hai să zicem în perioada asta că am cu deja 20 de kilograme, pentru că am mai slăbit niște kilograme de când am făcut prima înregistrare. Deci comunitatea contează. Sprijinul comunității este foarte, foarte, foarte important. Acolo sunt oameni care te pot sprijini, care pot avea grijă ca tu să îți atingi obiectivele. Și dacă ești sincer cu oamenii din comunitatea care te sprijină și le spui, uite, am clacat, sunt într-o perioadă în care eu nu mă simt bine, în care sunt demoralizat, în care îmi vine să mănânc emoțional, în care nu mai pot, cu siguranță acolo va fi cineva care să spună, super, nu contează, e o perioadă, relaxează-te un pic, doar nu renunța. Asta este cel mai important, să nu renunți la visul tău. Indiferent care este ăla, cum despre slăbit, despre a construi o afacere, despre a învăța ceva, este visul tău, du-l până la capăt. Este cel mai important lucru. Ne-am emoționat în acest video. Stai și cu tot sufletul aici și la voi. Sper să o primiți așa cum am oferit și eu, cu căldură. Scopul pentru care fac aceste vloguri este să vedeți exact cum sunt eu, care sunt trăirile mele, care sunt trăirile unei persoane care este în procesul de slăbire. Și am vrut foarte tare să povestesc din trecut, pentru că atunci a început adevăratul meu proces, acum 8 ani. A fost o călătorie frumoasă, care va dura toată viața mea, pentru că, în mod clar, nu voi renunța niciodată la dorința de a fi într-o formă mai bună. Și indiferent câte obstacole vor fi, eu sunt convinsă că la 97 de kilograme nu mai ajung a doua oară în viață. Iar acum chiar vreau să facem din aceste 20 de kilograme pe care le-am luat în timpul sarcinii și în perioada de izolare, în pandemia asta, să facem un lucru frumos, să inspir și alte persoane, să vă arăt că se poate, să vă arăt procesul meu, să-l documentez așa cum trebuie. Acesta a fost videoul de astăzi. Așa am slăbit eu 35 de kilograme cu ajutorul unei comunități fantastice de oameni minunați pe care îi iubesc din tot sufletul meu și pe care o să-i iubesc mereu. Vă iubesc! Fiți înțelepți în a alege și urmați-vă, visurile întotdeauna sunt cele mai importante.